perjo alături de fete ai mari. Hey. Hello! Bună! Dacă voiați să o vedeți și pe Mara. Hello, Mara! Bună! Frumos. Microfonul. Bine. Ce faceți? La mulți ani să aveți un an minunat. Doamne ajută și ție la să fel. Să plecăm în foarte multe vacanțe, că am văzut că despre asta se vorbește aici și am ascultat cu mare interes, pentru că fac parte din categoria oamenilor care își doresc escapade, dacă aș putea, de două ori pe lună ar fi. Escapade în vacanță. Da, adică escapade, city break-uri, vacanțe. Și... chiar așa, ai plecat vreodată undeva 24 de ore? Ai plecat dimineața să te întorci seara? Nu, n-am eu, plecat. La piață. La piață. Totuși mă duc să iau niște castraveți. Mă întors a doua zi. Bine că te-ai întors cu roșii. Dar am plecat în city break-uri multe. Eu le spun escapade. Pentru mine alea sunt escapade. Ui, de cele mai multe, nu? Dar de cele mai multe ori sunt doar eu cu soțul meu. De... yeah. Ai ales-o pe asta. Deci se poate și așa. Zi-mi unde ați fost acum recent plecați. Acum a fost vacanță în toată regula, am fost plecați în Tel Aviv, a fost o destinație, nu știu dacă neapărat atipică, dar aleasă așa, din senin cumva, pentru că eu mi-am dorit acum vreo 14 ani să ajung acolo, nu s-a întâmplat atunci, mi-a ieșit din cap și ne tot gândeam unde să mergem cu copiii, că suntem un grup un pic mai mare, cu copii și părinți și unde să mergem, să fie și cald, să nu fie foarte frig. Frumos și... Tel Aviv? Da, foarte frumos. Din ce ți-a plăcut acolo? Mi-a plăcut vibe-ul foarte tare, au niște plaje absolut superbe, am stat cu copiii, s-au jucat pe plajă, am avut soare, este adevărat că în momentul în care ploua, ploaia este foarte rece, e de iarnă, era foarte frig, eu mi-am luat doar haine foarte subțiri, că eu am crezut că merg în Maldive, cred, dar am confundat. Și am fost și la Ierusalim, unde la fel îmi doream să ajung și e o energie acolo, e într-un fel, mă bucur că fetițele au mai crescut și au și putut să înțeleagă ceva, dar am reușit să ne și înțelegem cu ele că o vacanță cu copiii într-un oraș și cu locuri de vizitat este destul de greu de gestionat. Yes, și mai yes, ales yes. La vârsta lor. Și mai ales la vârsta lor. Nu sunt lor, interesați neapărat de obiective turistice. Și eu cred totuși că mare i-a plăcut. Ți-a plăcut acolo în vacanță? Zi-mi ce ți-a plăcut cel mai mult. Pe Camila. Na, iată. Vezi, eu nu m-am urcat pe Camila. Nu te-ai urcat? Deci plimbarea cu Camila ți-a plăcut foarte mult? Da. Cam cât ai mers așa? 3-5 minute. A, doar atât? Și Camila ce zice? Atâta e plimbarea? Atâta este plimbarea cu Camila. I-am explicat că, din păcate, animalul este destul de chinuit. Pentru că mi se pare important să înțeleagă acest aspect. Și-au dorit foarte tare cu Camila și când am ajuns în Ierusalim, acolo am putut să facem acest traseu, mini-traseu. Ce ți-a mai plăcut acolo? Mâncarea a fost bună? Da. Ai găsit ceva dulciuri care să-ți placă, diferit de ce găsești aici? Nu. Nu? La fel? Da. Ce scump e. Am prins, eu sunt născută pe 2 ianuarie. Ah, am uitat că a fost ziua ta. Mulți ani. Capricorn. Sunt un capricorn, doar că, repet, sunt născută pe 2 ianuarie. E o frustrare. Cum e bine asta? Să fii născut aproape de Revelion sau era? Îți dai seama, că e de obicei super. Nu mai e buget, nu prea mai are lumea bani de cadou. La mână, oamenii sunt plecați, oamenii așa, apropiați din jurul meu sunt plecați. Adică e foarte bine. Aproape îmi petrec, dacă stau acasă, pe 2 ianuarie sunt aproape singură. Petrecerea e cu resturi de mâncare de la Revelion. De la Crăciun încoace de tot la Crăciun. A rămas niște mâncare, sarmale. Și... dar uite că... în ultimii ani am reușit pe 2 ianuarie, ori am plecat undeva în vacanță, fix de ziua mea, ori, cum s-a întâmplat anul acesta, eram în vacanță și a fost foarte drăguț. Ce tare! Da, am împlinit 34 de ani. Mulți înainte! Ești aproape tânără! Aproape, da, acum trec la vârsta a doua. Aproape tânără, dar ține complimente azi, ceva de speriat! Sunt un nebun!
Tăture, păi eu la 38 cât fac anul ăsta, da. Sunt aproape vede, viu. Da, exact, și se vede că stai pe locul lui Florin, că și el ar fi zis da. Numai de astea. Da, da, el cât are? 28, să știi că, nu? Da. Să știi că el e perspicace, eu am zis de escapadă și el imediat s-a prins, adică nu, are par aproape sânge, inteligent. Aproape perspicace, exact. Ești. Hai că v-ați complimentat, da. Îmi place. Îți mulțumim mult, Andreea, care e următoarea? Înțeles că are un restaurant foarte tare pe care o să-l vizitez, la care acolo se vă aștept, da, aia. Deja l-am deschis, am avut vacanță o săptămână, nu plec în vacanțe decât când am restaurantul închis. Deci condiționat. Nu, îmi place să mă ocup de el personal și să fiu acolo și să fiu prezentă. Am auzit lucruri fantastice despre mulțumesc! Uite, pentru mine e foarte important. Hai și e un compliment. Un compliment. Ai văzut? Gata, m-am dat pe spate, nu mai pot. Ia, aduceți-mi niște apă, că m-am luat călătorile. Următoarea destinație. Ia, da, asta, Roma, după care Milano, după care Dumnezeu cu Mila, cred că Turcia, Dumnezeu pentru că cu Milano. Pentru că am zis că vacanța va fi doar despre copii. Da. Nu mai vreau mai să spre o obosesc. Vară, așa. Mai spre vară. Mai spre vară, da. Acolo e cald și bine și am înțeles că în Turcia e perfect de mers cu copii, găsești da. Multe activități de făcut cu ei acolo. Mulțumim mult, Andreea. Drag. Mulțumim și mare. Iată câte lucruri.